Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii School TV. Sunt Diana și alături din această săptină. Alături de voi despre un lucru ar fi agresiv, ar fi că trăiesc acasă într-un mediu agresiv și agresivitatea părinților se transmite și lor în viața de zi cu zi. Sau pur și simplu de pe stradă văd agresivitate la alți oameni și de acolo și ei se manifestă la fel. Din gașca de prieteni și cred că mass media mai poate avea o influență asupra lor. Filmele, da, și chiar și presa, știrile prin chestiile care se prezintă și care n-ar trebui neapărat mediatizate. Și chiar și desenele animate, că violența se manifestă și la copii, nu numai la adolescenți. Chiar am observat că în foarte multe desene sunt cu tentă violentă, cu jocuri așa mai violente, mai... Nu mai era cum era când eram noi copii mici, erau desene da, chiar frumoase. Chiar am observat, sunt foarte violente desenele, cu bătăi, toate sunt cu... Da, și erau doar sâmbătă, oră și duminică. Acum sunt canale care nu stop desene și asta cred că îi afectează pe copii. Da, îi face să copieze ce văd la televizor. Cum ați reacționat dacă ați vedea pe stradă, de exemplu, doi oameni care se bat? Păi depinde în ce ipostaze sunt. Dacă e un conflict de idei, pur și simplu, atunci nu ai de ce să intervii, dar chiar e vorba de violență în adevăratul sens al cuvântului. Pot să zic din experiență personală că am observat un caz, dar l-am evitat. Că decât să intervii, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Contează și membrii în care se desfășoară violența, că dacă sunt doi bărbați, normal că nu poți să te bași, că risc să te împieci. Dar dacă ar fi un bărbat, să zicem, o fată fără ajutor, probabil că ai putea să încerci să iei apărarea sau să ajuți într-un fel. Sau dacă ar fi doi copii care se bat, e mai ușor să-i desparți. Păi da, când copiii mai mult se joacă și nu. La copii nu chiar așa de periculos ca la oameni mari, nu. Și depinde și de gravitate, deci... Dar chiar e destul de grav și e necesară intervenția poliției, știu și eu, ar trebui anunțat. Ar trebui să ne ferim, să cerem ajutorul. Apropo de poliție, credeți că poliția ar trebui să organizeze mai multe campanii împotriva violenței, să informeze mai mult tinerii cu privire la violență? Păi sunt, eu chiar am observat, sunt câteva campanii și nu putem spune că sunt chiar puține, dar... Contează și noi oamenii să reacționăm la cele campanii, nu doar să ne uităm și să trecem mai departe. Contează să învățăm ceva de acolo, să rămânem cu ceva din... Cred că mai importante sunt pentru adolescenți, că asta e vârsta la care ne formăm, practic, personalitatea și... Da, pentru adolescenți, dar contează și pentru copii mici, că dacă un copil de mic e educat să nu fie violent, când o să fie adolescent, o să fie mai greu ca să se transforme într-o ființă mai violentă. Dacă de mic e educat să fie pașnic și bun. Da, dar aici ar fi o problemă la cât de receptivi sunt adolescenții, respectiv copii. Deoarece campanii de gen se organizează de regulă prin școli, știți, cred că a fost și la voi, cu tot felul de campanii. Dar nu sunt atenți. Asta ar fi problema. Și eu cred că ar trebui să se înceapă cu oprirea popularizării actelor de violență care se întâmplă și care se difuzează și la TV sau se scrie în ziar, așa cum am mai zis, și bineînțeles că dă idei unora sau altora și copiază ceea ce s-a întâmplat și fac și ei mai încolo. Și care credeți că ar fi cheia pentru a preveni astfel de fenomene? Wow, dar probabil nu știu, o stăpânire de sine mai bună a propriei noastre persoane, a propriului nostru comportament, a impulsivității, dar cred că ține de noi, la felul în care reacționăm în fața diverselor situații și dacă alegem să le rezolvăm pașnic, știi, cu probabil cu vorba bună, sau cu violența. Deci comunicare ar fi... Da, cred că mai bine înainte încerc să vorbești și după aceea... Părerea mea că acest lucru contribuie din mai multe lucruri, nu ține numai de noi. Dacă de mici am fost înconjurați de violență și așa, o să ne fie mai greu ca să ne menținem pașnici și așa. Contează și
mai multe elemente care formează un anumit lucru mai. Și iarăși la copii și probabil chiar și la adolescenți să facă diferența între joc și adevărata violență, adică ne jucăm și poate suntem un pic mai răi și ne lovim sau așa, dar nu cădem în cealaltă extremă, știi? Vi s-a întâmplat vreodată să fiți agresați fizic sau să fiți amenințați? Doar? Sincer, nu mi-amintesc. Știu că am mai fost conflicte când eram mai mici la școală și de obicei chiar erau conflicte între fete și băieți, știi? Și atunci ne mai certam și ne mai și loveam. Dar nu. Cam așa a fost și la mine, când mai mult așa, între colegi mai mult din joacă și de multe ori preferam să evit, nu să... să mă apuc și eu, să dacă el era violent sau m-a amenințat, să-i întorc amenințele înapoi. Preferam să plec apărut și să plec în altă parte. Era mai ușor, așa mai. Mie în clasa întâi chiar mi s-a întâmplat. Îmi plăcea de un băiat și unei colegi plăcea de aceeași băiat. Și el o plăcea pe ea. Și atunci nu știu cum am ajuns să ne tragem de păr, dar în așa hal încât ne-am smuls păr din cap și a fost, doamne, chiar oribil acum când ne aduc aminte, dar nu cred că aș mai face așa ceva acum. Probabil la vârsta nu conștientizai așa bine lucrurile, nu erai la fel de matură cum ești, la fel de matură cum ești acum și probabil din aceea. Da, normal. Și nici nu era, nu știam să comunicăm așa de bine ca acum și poate că ajungeam la un consens, dar... S-a părut mai ușor așa să iau de păr, ia pe mine. Da, aici așa este, știi că ai dreptate. Și până la vârsta adolescenței consider eu că actele de violență au mai degrabă caracter jucăuș. Nu sunt întru totul serioase. Da. Dacă apar deja de la, știu eu, 14-15 ani încolo, deja ar trebui să-ți pui un semn de întrebare. Există un deficit de comunicare între tine și cei de jur. Și asta poate fi și vina părinților, după cum spunea și Adi, dacă trăiesc într-un mediu violent acasă, automat, practic, imită ce văd acasă. Păi nu zic că dacă trăiești într-un mediu violent acasă, asta înseamnă neapărat că și în viața de zi cu zi o să fii violent. Dacă ești suficient de puternic ca să te poți stăpâni, o să poți trece peste violența de acasă ca să rămâi tot o ființă pașnică. Dar depinde fiecare de puterea lui și de mentalitatea lui. Și credeți că faptul că tinerii comunică acum mai mult pe internet decât așa față în față, îi, nu știu, nu mai știu să comunice așa de bine și poate de-aia ajung și la violență? Da. Da, probabil nu mai știu să-și controleze propriile emoții, trăiești, sentimente și cum să reacționeze. Cred că asta, cred că ține de control aici, de autocontrol. Și cum te comporți în fața unei alte persoane. Păi da, situații critice. Controlul emoțiilor. Când ești pe internet, persoana respectivă nu te poate vedea. Tu poți să tastești, să pui emoticoane, dar ea nu se poate vedea reacția feței, ca cum ar fi față în față. V-ați gândit vreodată la practicarea unui sport pentru a vă putea apăra, de exemplu, karate sau lupte sau știu eu, orice fel de sport? Eu când eram mică doream să fac karate. Aveam o mare fascinație, dar odată ce am înaintat în vârstă, a dispărut această fascinație. Eu practic luptele, dar nu pot zice că m-am apucat de ele pentru a mă putea apăra. Pur și simplu am fost curios cum, ce presupun. Nu știam nimic despre lupte și am fost curios, din curiozitate. Și acum pot să spun că merg mai mult din plăcere și pentru sport, nu pentru a mă putea apăra. Dar oricum, dacă s-ar întâmpla să fii atacat pe stradă, bănuiesc că te-ai putea apăra. Încă n-am fost pus în situația de a mă apăra, deci nu pot să spun exact cum o să reacționez. Poate o să mă pot, poate mai simplu o să iau la fugă, chiar dacă fuga e mai rușinoasă, măcar e mai sănătoasă. Încă n-am fost pus chiar într-o situație să fiu atacat pe stradă ca să văd cum pot reacționa, deci nu pot să spun. Și în ceea ce privește școala, credeți că cei din conducerea școlii ar trebui să se implice și mai mult în rezolvarea acestui fenomen? Nu știu, probabil niște cursuri de autoapărare ar ajuta. Apropo de asta și poate introducerea unei noi materii în școli, care să-i educe mai mult și să-i informeze pe elevi. De ce nu învață la educație fizică niște tehnici de autoapărare? Până la urmă e tot sport, nu? Ar putea, dar având în vedere că
ora de educație fizică este numai una pe săptămână, nu mai avem așa multe și nu... Păi, poate o dată pe lună. Știu, dar și nu neapărat sport ca să te aperi, mai mult, nu știu, oră educativă, informațională. La dirigenție, cred că s-ar putea discuta chestiile acestea și psihologul școlar, iarăși. Păi mai mult la psihologie decât la dirigenție, că presupun că la dirigenție mai mult se discută problemele clasei care au avut loc pe parcursul săptămânii sau... Depinde de cât de problematică e clasa, știi? Păi, da, da. Am citit și pe internet niște comentarii cu privire la violență. Aș vrea să vă citesc un comentariu scris de o elevă, bănuiesc, care, nu știu, pe mine m-a lăsat un pic uimită. Am probleme cu violența încă din clasa 1, când m-am bătut cu o colegă. Cazul meu. În liceu am ajuns chiar și la poliție pentru că am bătut o colegă care m-a tras de păr pe motiv că prietenul ei a părăsit-o pentru mine. Nu m-am putut abține și am vrut să mă apăr, însă aș vrea tare mult să nu mă mai bat. Ce părere aveți de modul ei de acționa, care încă din liceu a urmărit-o agresivitatea? Cât am spunea că are? Era, nu scrie câți ani are, dar e la liceu. Da. E bine că conștientizează ceea ce îi se întâmplă și ceea ce face. Nu știu ce să zic. E cam așa, vulcanică tipa. Adică dacă sare așa din orice și pentru motive chiar așa de stupide, băieți mai sunt, nu? Da, dar mi s-au pus spada, vedei. Ei, măcar a rămas cu el? Nu zice. Deci, nu, că multe se bat și după aceea nu rămâne nimeni cu tipul respectiv. S-au bătut degeaba, nu? Exact. Sau mai ajung și best friends. Da, să vrem să zicem un prietene până la urmă. Păi se mai întâmplă cazuri, chiar am observat. Că ajungeau să se certe pentru un băiat și după, la un moment dat, niciuna nu era cu băiatul respectiv și s-au împrietenit pe urmă cele două. Credeți că violența poate fi determinată și de alcool sau droguri? În mod clar, da. Asta e mai mult la violența în familie, când unul dintre părinți consumă alcool, că așa, pe stradă, nu cred că... Sau în cluburi. Da, se pot întâlni și acolo cazuri. Se pot, nu zic, nu, dar totuși. Cred că mai mult e întâlnit în violența în familie. Păi își pierd controlul asupra propriei persoane, știi? Și atunci nu mai știu ce fac. Da, bineînțeles, că se iau la bătaie și... Ideea e că odată ce ajunge în stare de ebrietate, alcoolul scoate la iveală toate frustrările tale și dezamăgirile și... Normal, dacă ai o încărcătură de furie, te manifesti, dacă ai pe cine... Dacă ești persoana nepotrivită la mai ales dacă nepotrivit. În timp când ești treaz, nu ești sub efectul alcoolului, ești o persoană cât de cât vrei să par puternică și să ții în tine toate problemele, atunci când probabil consumi alcool într-un mod mai... Rifulează tot. Da, se descarcă tot dintr-o dată și e mult mai grav. Credeți că și societatea are vină oarecum în faptul că unii adolescenți sunt agresivi pentru că, să zicem, li s-a făcut o nedreptate și la școală sau oriunde altundeva în public și și-a dreptate cu pentru forța. Pentru că probabil adulții nu se implică în rezolvarea problemelor lor. Ei nu știu ce să facă, fiind experimentați, și atunci aleg varianta cea mai ușoară. Totuși, aș zice că n-ar avea influență așa mare societatea, deoarece consider că în primul rând ține de comportamentul tău, hai zicem, în al doilea rând de moștenirea genetică, cum au fost părinții, bunicii, etc. Și de capacitățile tale de comunicare. Dacă știi să comunici cu cei din jur, tu poți să-ți rezolvi problemele și pe căi pașnice. Nu e nevoie să recurgi la acte de violență. Da, dar nu tot timpul să poți rezolvi o problemă cu o persoană prin mod pașnic. Mai ales dacă acea persoană e foarte violentă. Și odată ajungem noi să clacăm, știi? Ori fiind provocați, ori am adunat, ca și cum a spus, atâtea frustrări noi și umple paharul, știi, până vine căturea care umple paharul și clacăm și noi. Cum ați proceda sau cum ați aplana un conflict care mi se pare că deviază la violență, mai are puțin și deviază la violență? Depinde dacă faci parte în mod drept.